Șeful județului este supărat că Victor Grigorescu nu răspunde memoriului înaintat acum 2 săptămâni. Călinoiu a spus că așteaptă să treacă 30 de zile. Dacă nu vom primi acest răspuns, vom proceda îndeplină cu prevederile legale. Din punctul meu de vedere, întâlnirea cu ministrul energiei este depășită. Întâlnirea cu ministrul energiei la care aveam toată deschiderea trebuia să aibă loc atunci, în acele momente, când oamenii au tras semnalul de alarmă că nu este bine ce se întâmplă la nivelul complexului energetic Oltenia cu activitatea de bază. În urmă cu o lună, Ion Călinoiu a trimis o scrisoare deschisă și premierului Dacian Cioloș, făcând referire tot la situația ce Oltenia.